Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața mea? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate. Stimați ascultători, dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Vieți Transformate, din nou împreună cu dumneavoastră Ion Ciobotă, realizatorul emisiunii și invitata noastră de astăzi, Camelia Trăsnea. Cami, bine ai venit la Vieți Transformate! Bine v-am găsit! Cami, a fost o perioadă în viața ta când erai foarte, foarte descurajată. A fost o perioadă de multă tristețe în viața ta, când nu-ți găseai, am putea spune, nu-ți găseai rostul într-un fel. Nu știai exact care va fi viitorul în viața ta, ce vei face și ce drum va urma viața ta în continuare. Într-adevăr, așa este. Înainte vreau să spun că am terminat Facultatea de Psihologie, Universitatea de Vest, Timișoara, și totul a început acum aproape un an în urmă. Eram un an trei de facultate înaintea sesiunii din vară. Cum anume? Simțeam în interiorul meu un gol imens, un gol sufletesc, un gol care nu știam cum să-l umplu și ce anume să fac ca să scap de această stare, o stare prea frumoasă și care producea suferință. Câtva timp am simțit foarte... deci nu m-am simțit prea bine. Plângeam din orice. De fapt, nu știam, nu cunoșteam cauza. Și am încercat să fac tot posibilul ca să scap de această stare. Înaintea sesiunii din vară, când am început să simt ceea ce simțeam, am mers pe la biserică, am fost la catedrală, încercând să fac ceva pentru a scăpa de această stare. Însă timpul a trecut și starea tot exista, deci nu vrea să dispară. După sesiunea din vară, sesiune care am luat-o cu bine, am luat hotărârea să plec la bunici. Însă am primit un telefon după ce am ajuns acasă, sunt din Reșița, deci când am ajuns acasă am primit un telefon de la o colegă care m-a anunțat că Amelia vine înapoi în Timișoara pentru că facem practică. Și m-am întors înapoi, am făcut practica. După perioada de practică, când am revenit înapoi la Reșița, nu mi-am mai dorit să plec la bunici. De ce nu mi-am mai dorit? Mi-am explicat după aceea ce s-a întâmplat de fapt. În vacanța de vară, am stat de vorbă cu prietena mea, de la Reșița, care este baptistă, m-a anunțat că Amelia, noi mergem în tabără, Plopu 15. Ce spui, nu ai vrea să vii și tu cu noi? Când am auzit, tabără, zic, oare ce se întâmplă în tabără? După o sesiune pe care ai luat-o cu bine, meritai o tabără. Da, meritam o tabără. Însă, în momentul acela, am simțit o bucurie interioară. Am simțit că ceva se întâmplă în mine, în interiorul meu. Am plecat acasă să vorbesc cu părinții, să le spun că aș vrea să merg în tabără. Și, într-un spre casă, mă gândeam, zic, ai mei părinți sigur n-or să fie de acord, n-or să mă lase. Cunoscând cum gândesc ei... deci cu privire la pocăiți și
surpriză când am ajuns acasă și am spus tatălui meu, tata mi-a dat un răspuns afirmativ. A spus da. Când am auzit da, stai seama, mai puteam de fericire. Săream în sus de bucurie, nu știu, afară, i-am dat răspunsul, Nichi vin în tabără. Însă, deci după ce tata mi-a spus da, te las în tabără, i-am zis, ticule, dar nu o să te răzgândești, îmi promit că nu o să te răzgândești. Și el a spus, nu o să mă răzgândesc. După câteva zile, însă, a început, știi, totuși, poate că ar fi mai bine dacă nu ai merge în tabără, pentru că nu știi ce o să se întâmple acolo, nu-i cunoști. Și eu i-am spus, ticule, mi-ai promis, deci voi pleca. Mi-am făcut pacașele, mi-am pregătit tot ce era necesar și am plecat în tabără. Când am ajuns în tabără, a fost minunat în tabără. Cunoscut oameni minunați, cunoscut tineri minunați care m-au ajutat foarte mult și pot să spun că în acea săptămână cât a durat tabăra am simțit cum golul din sufletul meu se umple, pentru că acolo pot să spun l-am cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu? Cum te-au ajutat ceilalți din tabără să ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu? Cum ai reușit să scapi de golul din suflet? În tabără s-a făcut studiu biblic. Aveam și program liber când puteam să facem ce vrem noi, jocuri distractive și însă ceea ce m-a atras pe mine cel mai mult și ce mi-a plăcut foarte mult a fost studiu biblic. Ai știut că va fi o tabără de studiu biblic sau ai fost dusă cu preșul? Nu am știut. Nu am știut ce se va întâmpla. Ci am primit informații foarte vagi. Nu am știut. Când am ajuns acolo am avut o surpriză plăcută. Nu te-ai simțit înșelată sau neinformată complet? Nu, deloc, deloc. Deci, i-am mulțumit bunului Dumnezeu după aceea pentru darul făcut, pentru că eu îl consider un dar. Deci acea schimbare bruscă, deci hotărârea care am luat-o să merg la bunici și dintr-o dată nu vreau să merg la bunici, pentru că simțeam că voi merge altundeva. Simțeam că Dumnezeu a pregătit pentru mine ceva. Și într-adevăr, m-a dus în tabăra Plop, unde prin intermediul tinerilor și a celor care am avut alături de mine, am reușit să îl cunosc pe Dumnezeu și să îl primesc în viața mea. Care au fost lucrurile pe care le-ai auzit acolo în tabără, mesajele pe care le-ai auzit față de ceea ce știai, ce ai auzit nou și ce te-a determinat să privești relația cu Dumnezeu ca pe o relație profundă, ca pe o relație personală, o relație vie, fără de care toți suntem morți? Da, să încep cu tema taberei, deci care a fost valoare și evaluare. În tabără am aflat că sunt valoroasă în ochii Domnului. Deși eu aveam o părere nu prea bună despre mine, când am aflat că Dumnezeu mă iubește și mă vrea cu adevărat alături de El, ca și copila Lui, am simțit o bucurie imensă. Bine, am și plâns foarte mult, recunosc, chiar în prima zi când am ajuns în tabără. Seara, n-am reușit să facem foc de tabără, întrucât ziua respectivă plouase, însă parcă văd și acum s-a format un cerc de tineri și toți au început să-i cânte Domnului cântece de laudă. Pot să spun că atât am plâns, curgeau lacrimile, am zis când o să mă opresc, dar nu vreau să mă opresc, vreau să plâng. Am stat și m-am gândit, zic, Doamne, o mână de oameni vin înaintea Ta și Te slăvesc de laudă, zic, și foarte mulți tineri sunt pierduți, foarte mulți sunt prin discoteci, prin baruri, nu cunosc cu adevărat ce este important pentru ei, pentru viața lor. Începând de a doua zi și până la sfârșitul taberei,
Am avut ocazia să cunosc foarte multe despre cuvântul Domnului prin intermediul unor oameni minunați care au știut cum să îmi trezească interesul și au știut poate mult mai bine decât mine, pentru că adevărul ăsta e că eu nu prea știam ce era bine pentru mine, au știut de ce am eu nevoie în acel moment. Tu aveai nevoie de ceea ce are nevoie orice om în acest moment și în oricare moment al vieții noastre, de Dumnezeu. Da, de Dumnezeu. Fiecare om are nevoie de Dumnezeu și dacă toți oamenii ar fi conștienți de aceasta, părerea mea este că în viețile lor ceea ce este frumos și ceea ce Dumnezeu își dorește pentru fiecare om, deci sunt sigură că viețile lor s-ar schimba, ar lua un alt sens, deci ar avea o altă direcție. Ce să vă mai spun? În tabără, la sfârșitul taberei, sincer, n-am mai vrut să plec, am vrut să rămân acolo, am zis, nu mai plec de aici, aici aș vrea să stau. Pentru că acea liniște, acea pace interioară de care aveam nevoie și Dumnezeu știa că eu am nevoie de așa ceva, acolo am găsit-o. Mi s-a spus înainte de a pleca din tabără, să ai grijă, să ai mare grijă, pentru că acum vei intra în lume și te vei confrunta cu foarte multe probleme, cu foarte multe greutăți, dar să nu uiți un singur lucru, că tu l-ai pe Dumnezeu alături. Ceea ce mi-a plăcut foarte mult este că mi s-a spus, tu ești o prințesă a cerului, ești prințesa Domnului Iisus și Domnul Iisus te vrea alături de El. A venit totuși momentul când tabăra s-a terminat și când ai revenit în viața de zi cu zi. Cei din jurul tău au văzut vreo schimbare în tine? Părinții tăi, familia ta, cei care te cunoșteau? Da. Ai mei părinți... Sau schimbarea abia atunci începea? Da, schimbarea atunci începea și, într-adevăr, ai mei părinți au observat schimbarea. Când am venit din tabără, am fost foarte fericită, pot să spun, acea dragoste și bucurie și veselie le-am trăit atunci. Deci, înainte de a merge în tabără, am fost foarte tristă, foarte supărată. Mă durea sufletul și nu știam de ce. La revenirea din tabără totul s-a șters, totul a dispărut. Acasă, părinților mei, după ce am venit din tabără și când au aflat, pentru că eu le povestisem totul, deci ce s-a întâmplat în tabără, bucuria trăită acolo, le era frică să nu mă pocăiesc. Pentru că ei... și părinții și frații mei gândeau în felul următor. Pocăiții o atrag de partea lor și adevărul este că nu aveau o percepție clară asupra ceea ce înseamnă să fii cu adevărat pocăit. Și ca urmare le era teamă. Dar timpul a trecut... am revenit la Timișoara, am început anul 4 de studiu și în primul semestru am început să merg, la începutul primului semestru am început să merg la studenți luni seara, dar din ce în ce mai rar. Am început să merg din ce în ce mai rar și din ce cauză? Pentru că tentațiile lumii sunt foarte multe și foarte mari și acesta e adevărul. Aș putea spune că am deviat de la calea Domnului, m-am abătut de la calea Domnului. Am avut ocazia să cunosc tineri care provin din familii necreștine și care au...
reușit să mă convingă și să mă atragă, cum s-ar spune, de partea lor. Deci au reușit să mă facă să trăiesc ceea ce pentru un creștin, ceea ce un creștin nu ar trăi. Deci este vorba de ceea ce interesează de fapt pe cei necreștini, de plăcerile lumii, să mergi la discoteci, să te distrezi împreună cu ceilalți tineri, să mergi la chefuri și ce am zis, dacă pentru un, pentru un creștin acestea nu sunt semnificative, deci să mergi la discotecă, să mergi la chefuri, să pierzi timpul eu știu, cu totul alte locuri, pentru un necreștin acestea sunt importante. Însă a venit momentul când mi-am dat seama cu adevărat că acestea nu sunt importante pentru mine în viața mea. Și deși înainte am discutat cu, poate că mai târziu mi-am dat seama că a fost o greșeală, m-am dus și am cerut părerea oamenilor și am întrebat pe oameni ce este corect și ce nu este corect, când de fapt ar fi trebuit să îi cer ajutorul Domnului și să vorbesc cu oamenii din biserică. Și am ascultat de lume și îi mulțumesc din suflet Domnului Dumnezeu pentru că a intervenit, pentru că a intervenit la timp și nu m-a lăsat să deviez și mai mult de la calea Lui. A venit... Ce metode a folosit Dumnezeu pentru a te reîntoarce pe calea Lui? Ce metode? Nu știu dacă... Dar se prea poate ca mulți dintre tinerii din ziua de azi și mulți dintre ascultători să fi trecut prin ceea ce am trecut eu. Dumnezeu efectiv mi-a împietrit inima. Așa am simțit. Mi-am simțit inima împietrită, nu pentru lucrurile lumești, pentru lume, pentru ceea ce necreștinii apreciază foarte mult. Cum am spus, discotecile și... a fost ca și când, deci, te culci seara și dimineața te trezești un alt om. Așa, ar șterge cu buretele, știi? Ai șterge așa cu buretele și a dispărut totul. Acea senzație, deci, aveam, cum am spus, inima împietrită. Și asta nu mi-a prea plăcut, ca să spun așa, pentru că să-ți ai inima împietrită, nu știu dacă ați simțit așa ceva cu adevărat, dar nu este plăcut deloc, credeți-mă. Însă am putut în acel moment să spun cu hotărâre nu și să merg pe calea Domnului, să spun, de acum înainte voi face doar ceea ce Dumnezeu vrea ca eu să fac. Deci nu... mă mai las condusă de ceea ce cred eu că este bine pentru mine și de fapt nu este bine pentru mine. Și în acel moment am intrat într-un grup de ucenicie, am început să frecventez biserica la Vox Domini, am mers studenții luni seara la Betel și studiu biblic am început să fac. Din acel moment am început să merg la Biserica Baptistă Vox Domini, apoi am început să frecventez grupul de studenți care se întâlneau la Biserica Baptistă Betel și am făcut studiu biblic, am început să merg la catecheză, pentru că ceea ce îmi doresc cel mai mult este și la ora actuală să mă botez. Și ceea ce
doresc și vreau cu adevărat este ca oamenii să afle cum s-a produs schimbarea în viața mea, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, pentru că Dumnezeu ne iubește pe toți și nu vrea, eu cred că nu vrea să piardă pe niciunul, ne vrea pe toți alături de El. Ceea ce m-a tulburat pe mine cel mai tare și m-a făcut să îmi dau seama că nu este bine ceea ce fac, a fost momentul în care m-am lăsat influențată de lume. M-am lăsat influențată de lume și în felul acesta m-am bătut de la calea Domnului. Mi-am dat seama mai târziu cât de mult am greșit. Am greșit foarte mult și mi-a părut rău, îmi pare rău și acum. Mă doare sufletul când mă gândesc că am putut să fac așa ceva, pentru că nu era corect, nu era bine în fața Domnului. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a salvat și pentru că m-a iertat. Pentru că m-a iertat, m-a salvat și toarnă în mine o bucurie imensă. O bucurie care o pot împărtăși semenilor mei. Și le pot spune în felul acesta cum Dumnezeu lucrează în viața mea și sunt sigură că Dumnezeu lucrează în viețile multor oameni. Cam după ce l-ai acceptat pe Dumnezeu ca Domn și Stăpân în viața ta, ai avut totuși o perioadă de încercare la care n-ai făcut față tocmai cu brio. Au mai fost și alte încercări în viața ta? Sau mai sunt? De fapt, viața noastră întreagă este o viață de încercări, de bucurii, de împliniri, de victorii sau de înfrângeri. Da, au fost și mai sunt, într-adevăr, multe încercări la care trebuie să facem față și să fac față. La ora actuală, ceea ce mă preocupă pe mine cel mai mult și pot să spun că îmi dă multă bătaie de cap, este relația cu familia mea, cu părinții mei, cu care am multe discuții și pe care încerc să-i fac să înțeleagă de ce am luat hotărârea care am luat-o, decizia cu privire la viața mea. Și cum s-a întâmplat? Le-am spus ce s-a întâmplat cu adevărat, cum s-a produs schimbarea, dar eu am observat că lor le este destul de greu să accepte. Deci nu știu, nu vor să accepte, nu pot să accepte, nu înțeleg. Nici eu nu știu cu adevărat chiar ce se întâmplă. Avem discuții, când merg acasă, avem discuții pe tema aceasta și de multe ori le mai spun și eu câte ceva din Biblie, însă am observat că ba îmi întorc spatele, ba îmi spun, ia mai tași din gură, te crezi superioară nouă, tu știi mai multe și eu le spun, nu este adevărat, eu încerc să vă spun ceea ce trăiesc, ceea ce simt și ceea ce cred cu adevărat. Mi-aduc aminte că mama mi-a spus la un moment dat că nu trebuie neapărat să te pocăiești ca să ai un Dumnezeu, pentru că Dumnezeu care l-ai tu, îl am și eu. Bun, asta e cu mama. Tata, se pot să spun de tata, se crede un ateu, dar eu mi-am dat seama că de fapt nu este așa, pentru că simt că există în el credința și este teama, frica de Dumnezeu și faptele lui, deci ceea ce face el, că face bine oamenilor și se poartă frumos cu oamenii, mie mi demonstrează tocmai acest lucru, că există credință în el. Nu se spune în felul următor că la o discuție despre rai și iad mi-a spus că raiul și iadul sunt doar povești, așa ceva nu există, că ce spune în Biblie nu este adevărat, că sunt povești. Ce să fac? Am încercat să-l fac să înțeleagă că nu este adevărat, dar știu că mai am mult de luptat. Mai am mult de luptat și de încercat să,
să-i fac cumva să înțeleagă care este adevărul. Mi-aduc aminte chiar zilele trecute, când eram cu toții în bucătărie, toată familia. Tata ne-a vorbit despre un coleg de serviciu care este baptist și care mai tot timpul este cu Biblia după el, cum le spunea celorlalte colegi de serviciu în pauză despre Dumnezeu și le citea din Biblia. Ce am observat așa în puțină ironie, am observat în vocea lui tata și cum ne povestea el. După câteva minute și l-am lăsat să povestească, după aceea nu m-am putut abține și am început și eu să spun ceea ce știu și am observat după câteva minute bune, după ce tot am vorbit, că nu, în bucătărie nu a mai rămas decât eu și cu tata. Restul, tiptil, s-au furișat afară din bucătărie. Când întorc capul și moi, nu mai eram decât noi doi. I-am mai spus lui tata ce am mai spus, după care tata n-a spus nimic, bineînțeles. A ieșit afară, a închis ușa, a plecat. Și eu am rămas în bucătărie vorbind una singură. Zic, uite, nu mă ascultă nimeni. Da, am spus în felul următor, zic, l-am pe Dumnezeu alături de mine și știu că prin insistența mea și cu ajutorul Domnului, bineînțeles, odată și odată mă vor asculta și vor crede cu adevărat în Domnul nostru Iisus Hristos. Camelia, mulțumim ascultătorilor care te-au ascultat până acum. Mulțumesc și eu pentru... aș putea spune această ocazie, această șansă de a putea relata ascultătorilor cum s-a produs schimbarea în viața mea și cum lucrează Dumnezeu în viața mea. Mulțumim lui Dumnezeu pentru schimbarea din viața ta și pentru schimbarea pe care El o produce în milioane și miliarde de vieți. Da, îi mulțumesc și eu din suflet pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru că știu că El este iubire, El este dragoste, El este bunătate și El ne vrea alături de El. Stimați ascultători, dragi prieteni, fie ca Dumnezeu, Cel care este iubire, dragoste și bunătate, să vă aducă pe fiecare dintre dumneavoastră, ascultătorii noștri, care încă nu aveți o relație vie, o relație personală, o relație plină de dragoste, de iubire și bunătate cu Dumnezeu, cu Cel care a creat cerurile și pământul. Vă mulțumim, la revedere! La revedere! Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte. Asta da viață. Dar eu ce să fac cu viața? M-am cam săturat de viața. Dar viața asta e frumoasă. Se mai poate schimba ceva în viața asta? Vieți transformate.